Slăvit să fie Domnul pentru ziua de astăzi. Astăzi vreau să vorbim despre ceva foarte sensibil, chiar și în ființa noastră omenească, este ochiul. Ochiul. Și astăzi vreau să vorbim despre un verset. Și chiar o să citim și un text referitor la ochiul lui Dumnezeu. Prima dată vreau să citesc din Zaharia, capitolul 2, versetul 8. Pagina în Biblie 909. Zaharia 2, versetul 8. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, după slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit. Căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Amin. Astăzi intitulez predica, nu te atinge de ochii lui Dumnezeu. Și o să vedem în Biblie că foarte mulți oameni s-au atins, chiar conștienți, cei mai mulți au fost conștienți, de cele mai puține ori au fost inconștienți. Oamenii, și ce ne spune Dumnezeu cu ochiul acesta Lui? Spune că cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar o să vedeți că ne putem atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu și o să vedem ce aduce această atingere de ochii lui Dumnezeu. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor Lui. Nu? Hai să vedem ce zice, să înțelegem un pic versetul acesta, după care o să citim textul principal. Hai să deschidem Biblia la Deuteronom, capitolul 32 cu 10, să înțelegem versetul din Zaharia 2 cu 8. Deuteronom 32 cu 10. Și acum fiți atenți la versetul ăsta. Pagina 229. El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșătoare. L-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca pe lumina ochiului lui. Despre cine e vorba aici? Despre poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că l-a păzit poporul acesta ca pe lumina ochilor lui. Și în Zaharia spune cuvântul lui Dumnezeu aici, căci așa vorbește Domnul oștirilor, după slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit. Acolo vedeți că mâi cu mâ mare. După slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit. Și când Dumnezeu găsește întristare în poporul lui Dumnezeu din partea celor de afară, din partea neamurilor, în vechime, în Vechiul Testament, neamurile care nu făceau parte din poporul Israel, când încercau să tulbure poporul Israel și nu mai puteau copiii lui Dumnezeu să laude pe Domnul, Dumnezeu se răzbuna asupra lor și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că se atingeau de lumina ochilor lui. Și Dumnezeu păzea poporul Israel ca pe lumina ochilor lui. Păzește-ți ochii mai mult decât orice. Nu? Spune cuvântul lui Dumnezeu. Păzește-ți ochii mai mult decât orice. Prin privire vine și pofta de a face păcatul și ochii, dacă știi să ți-i păzești, ai curat tot trupul. Și foarte interesant astăzi în poporul lui Dumnezeu, cum poți să fii curat și să aduci slavă lui Dumnezeu și Dumnezeu să se bucure de tine și să poți, într-adevăr, să fii un om fericit în lucrarea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. În 2 Tesaloniceni 1 cu 6, haideți să mai citim un verset din Noul Testament. 2 Tesaloniceni. Așa. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează. Nu? Uitați-vă că Dumnezeu a rămas același și în Vechiul Testament și în Noul Testament.
Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Și Dumnezeu găsește drept să dea întristare celor ce vă provoacă întristare. E foarte interesant astăzi să știi cum să te porți cu poporul lui Dumnezeu, cu copiii lui Dumnezeu, chiar dacă spui că și tu faci parte din poporul lui Dumnezeu. Dar dacă te porți ca un vrăjmaș în casa lui Dumnezeu și aduci o cară Domnului Dumnezeu prin, poți să spui, bârfa care e afară, lucruri neadevărate, minciuni, nu suporți cuvântul lui Dumnezeu și povestești cu alții despre persoana respectivă care își face lucrarea așa cu frică de Domnul și trăiește ceea ce spune, vreau să spun că nu face altceva decât să te atinzi de lumina ochilor lui Dumnezeu. Cunosc foarte multe familii și o să vă dau câteva texte biblice. În momentul când eu am avut de-a face cu foarte mulți și vreau să vă spun, am văzut, eu tot timpul m-am și tras după ce am văzut că am potrivnici foarte mulți, am plecat și Dumnezeu m-a binecuvântat pe altă parte. Pentru că în Roman 12 spune, lăsase să răzbune mânia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu la timpul potrivit va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el. Și oamenii aceștia nu au progresat până în ziua de astăzi, au probleme foarte mari în familie, n-au putere, îți botezați, n-au putere pe cale, tocmai din pricină că s-au împotrivit și au scos vorbe neadevărate Bisericii lui Hristos. Dumnezeu lucrează la fel și în timpurile de astăzi, cum a lucrat și în vechime. Biserica lui Hristos este păzită de ochii lui Dumnezeu. Așa am citit. Că poporul lui Dumnezeu este păzit de ochii lui Dumnezeu. Și cine se atinge de biserică și întristează Biserica lui Hristos și oamenii evlavioși lui Dumnezeu, se atinge de lumina ochilor lui. Deci trebuie să știm să ne comportăm și în timpul liber când plecăm de la adunare, ca să ne adunăm în casa noastră probleme, suferințe și așa mai departe. Găsim pe cineva, și mai multe cazuri în Biblie, chiar o soră. Cu toții știți pe Maria, nu? Cine a fost Maria? Din Vechiul Testament, prima dată. Cine a fost? Sora lui Moise, nu? Ce-a spus femeia asta? Ce-a spus? Dar ce, numai prin fratele meu, numai prin Moise, poate Dumnezeu să conducă poporul. Doar și noi putem să-l conducem. Și această femeie s-a îmbolnăvit de lepră, nu? Și a fost pusă deoparte, afară din popor. Până când s-a rugat Moise și-o vindecat. Și-o mai stat după aceea pentru curăția ei separat de popor. Vreau să vă spun, cu Dumnezeu nu te poți juca. Mulți oameni au spus așa, și Lot a spus la fel când s-a despărțit de Avram, că poate să facă și el ce a făcut și Avram. Și în momentul când s-au despărțit acești doi oameni, Lot nu mai fost capabil să mențină prezența lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu în societate. Pentru că, vedeți, familia lui, îndrăzneala copiilor lui, nevasta lui, ce s-a întâmplat, el nu mai a avut puterea de slujire în momentul când s-a depărtat de omul lui Dumnezeu, de Avram, nu mai a avut putere de înaintare. Pentru că când dispar oamenii lui Dumnezeu din lucrare, poporul nu mai are putere. După cartea Iosua vine cartea judecători. Nu? Iosua nu lăsa niciun urmaș în conducerea poporului și asta a fost, mi se pare, o greșeală făcută de el. Moise a lăsat conducător, Iosua nu a mai lăsat conducător. Și în judecător spune că fiecare om făcea ce vroia. Fiecare făcea ce vroia. Pentru că nu era cine să-i conducă pe oamenii ăștia. Nu era niciun judecător. Și spune că ori de câte ori muria un judecător, oamenii deveneau mult mai răi. De ce? Nu mai era cine să-i îndrume. Nu mai era cineva cu gura. Băi, nu-i bine. Uite, trebuie să te redresezi așa ca să menținem prezența lui Dumnezeu și ochiul lui Dumnezeu peste poporul lui și Dumnezeu să binecuvinteze. Uite, trebuie să te schimbi, trebuie să faci treaba asta. Oamenii au ajuns până acolo, după un moment, să-și omoare conducătorii. Și chiar conducătorii care erau împărații, când mereau la luptă, chemau prorocii lui Dumnezeu să le spună. Și dacă prorocea
prorocul ceva ce nu-i plăcea la împărat, îl băga în pușcărie, nu? Și sunt mai mulți în Biblie, și Ieremia au fost băgat în groapă și așa mai departe. Oameni care o supărat, să spunem persoana, pe Dumnezeu, l-au supărat atâta de tare, până acolo, că oamenii aceștia au fost nimiciți. Copiii lui Dumnezeu niciodată nu s-au bătut. Niciodată nu a exclamat cuvinte urâte. Nu? Niciodată ei nu au fost oameni care prin forța lor au intrat în posesia unei funcții. Niciodată ei nu s-au luptat de a fi cineva. Copiii lui Dumnezeu, la timpul hotărât, au fost ridicați de Dumnezeu și nu prin puterea lor sunt ce sunt la ora actuală, ci prin bunătatea lui Dumnezeu și ascultarea lor față de Dumnezeu. Dumnezeu apreciază ascultarea, care face mai mult decât orice slujbă. Și vreau astăzi să citesc un text biblic foarte interesant, ca text de bază, și să învățăm astăzi ce s-a întâmplat în poporul lui Dumnezeu când oamenii și chiar împăratul a dat porunca aceasta să omoare pe cel care aducea cuvântul lui Dumnezeu adevărat. Oamenii aceștia nu fac altceva decât să se atingă de ochiul lui Dumnezeu. Citim din 2 Cronici, capitolul 24, pagina 472. 2 Cronici, capitolul 24, de la versetul 17, citim. După moartea lui Jehoiada, căpeteniile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului, atunci împăratul i-a ascultat. Și au părăsit casa Domnului, Dumnezeului părinților lor, și au slujit astarteilor și idolilor. Mânia Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului, pentru că se făcuseră vinovați în felul acesta. Domnul a trimis la ei proroci să-i întoarcă înapoi la el, dar n-au ascultat de înștiințările pe care le-au primit. Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu, el s-a înfățișat înaintea poporului și a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși. Pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Și-au uneltit împotriva lui și l-au ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoința pe care o avusese față de el Jehoiada, tatăl lui Zaharia, și a omorât pe fiul lui Zaharia, a zis când a murit Domnul să vadă și să judece. Deci Zaharia era, cum ar veni, nepotul, ar fi bunicul. Jehoiada era bunicul lui Zaharia. Jehoiada era bunicul lui Zaharia. Era tatăl lui. Tatăl lui Zaharia. Era tatăl lui tatăl lui Zaharia. Jehoiada era bunic. Era bunicul lui Zaharia. Și Duhul lui Dumnezeu a venit peste Zaharia și s-a dus înaintea poporului și înaintea împăratului și a spus: nu veți propăși. Pentru că l-ați părăsit pe Domnul. Și dacă l-ați părăsit pe Domnul, și El vă va părăsi. Și zice că după trecerea anului, oastea sirienilor s-a suit împotriva lui Ioas și a venit în Iuda, la Ierusalim. A omorât din popor pe toate căpeteniile poporului și au trimis împăratului toată prada la Damasc. Oastea sirienilor a venit cu un mic număr de oameni. Totuși Domnul a dat în mâinile lor o oaste foarte însemnată, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Astfel au pedepsit sirienii pe Ioas. Când au plecat de la el, după ce lăsaseră în mari suferințe, slujitorii lui au uneltit împotriva lui din pricina sângelui fiului preotului Jehoiada, l-au omorât în patul lui și a murit. L-au îngropat în cetatea lui David, dar nu l-a îngropat în mormintele împăraților. Iată pe cei ce au uneltit împotriva lui: Zabat, fiul Shimeatei, o femeie amonită, și Iozabat, fiul Shimritei, o femeie moabită.
cât despre fiii lui, despre marele număr de proroci, prorocii făcute cu privire la el și despre dregerea casei lui Dumnezeu, toate acestea sunt scrise în istoria din Cartea Împăraților. În locul lui a domnit fiul său Amația. Amin. După moartea lui Jehoiada, acest om care a adus o binecuvântare foarte mare în popor, zice că numai după moartea preotului Ioas s-a destrăbălat și a ajuns în neascultare față de Dumnezeu. Jehoiada a trăit 130 de ani. M-am tot gândit ce viață lungă i-a dat, pentru că în Biblie n-am mai găsit pe nimeni cu anii ăștia. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că 130 de ani l-a ținut pe Jehoiada, pe acest mare preot al lui Dumnezeu, care a învățat poporul să fie cu frică, în 2 Împărați 12:15. Uitați numai cum trăiau oamenii pe timpul lui Jehoiada. E tare interesant. 2 Împărați, am spus, 12:15. Nu se cerea socoteală oamenilor în mâinile cărora dădea argintul ca să-l împartă lucrătorilor, căci lucrau cinstit. În timpul lui Jehoiada, omul acesta a învățat poporul frica de Domnul. Nu se fura, nu se lua de la casa Domnului nimic. Și Dumnezeu i-a lungit firul vieții. Ioas o domnit la Ierusalim, el făcea parte din seminția lui Iuda și seminția lui Iuda era condusă de Ioas. Acest Ioas a condus poporul Israel timp de 40 de ani. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la Jehoiada i-a lungit Dumnezeu firul vieții la 130. Nu mai găsiți pe nimeni în Biblie cu anii aceștia ridicați la 130 de ani. Și o să vedem ce spune Domnul Iisus despre Zaharia, acest om care a fost omorât, acest nepot al lui Jehoiada, cum ar veni. Să vedem ce s-a întâmplat, ce spune Iisus despre el. Că și Iisus povestește despre acest om. Jehoiada era un om care a învățat poporul și spune că în timpul vieții lui poporul era cinstit și chiar împăratul conducea cu frică poporul lui Dumnezeu. E foarte important astăzi să ai un om lângă tine care aduce prezența lui Dumnezeu. Vedeți, un om când aduce prezența lui Dumnezeu la cei de lângă tine, le este frică să facă lucrul acesta. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, nu? E foarte important astăzi că oamenii nu mai suportă oamenii lui Dumnezeu și vreau să-i scoată afară, așa cum a făcut Ioas cu Zaharia. Zaharia nu este cel care are cartea Zaharia în Biblie. Ăsta e alt Zaharia. Eu am citit din Zaharia, să nu confundați. Îl chema și pe el Zaharia, ca pe cel care are cartea Zaharia. Ați înțeles? Deci nu era omul respectiv. Acest tânăr, care era plin de Duhul lui Dumnezeu, spune că s-a dus la împărat și îl a spus după moartea lui Jehoiada, nu veți mai propăși, nu veți mai avea binecuvântări în viață, nu veți mai putea trăi cum ați trăit în timpul când aveați frică de Domnul. Eu cunosc foarte multe familii care au procedat într-un mod, vreau să spun, urât și chiar greșit, n-au mai avut parte de a birui chiar în familia lor. Și au venit foarte multe necazuri peste familiile care s-au împotrivit adevărului lui Dumnezeu. Nu că am fost eu mai bun. Doar că am susținut un adevăr biblic și pe baza aceasta toți care s-au răzbunat în privința lui Dumnezeu, că spune că ochiul lui Dumnezeu este peste biserica lui, nu face altceva decât să se atingă de Dumnezeu. Oamenii aceștia au avut probleme mari. Aici spune că imediat cu trecerea anului, deci nu s-a mai bucurat prea mult Ioas, într-un timp foarte scurt, și spune cât, imediat cu trecerea anului, a venit prăpădul în familia lui.
Toți oamenii care au plecat de la un adevăr biblic și s-au dus, au spus și noi putem să facem, și noi facem acasă, și noi facem ce faceți voi, și noi. N-au mai făcut nimic și s-au ales praful și pulberea de ei. Și astăzi sunt o rușine pentru societate doar cu numele de pocăință, dar fără putere. S-au considerat înțelepți și au nebunit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Au spus și noi putem să facem ce face Claudiu. Așa cum a spus și Maria. Ei nu înțeleg că în momentul când Dumnezeu binecuvintează un om și pus de Dumnezeu un om, pus de Dumnezeu, nu de oameni, că aici e diferența între slujitori. Sunt slujitori care sunt puși de oameni și slujitori care sunt puși de Dumnezeu. Și totdeauna când te atingi de oamenii puși de Dumnezeu, ai de suferit în familie. Trebuie să știi să te comporți. Și spune că imediat, cu trecerea anului, a venit prăpădul în familia lui Ioas. Chiar oamenii din casa lui l-au trădat. Zaharia, vedem aici cât de blând era. Domnul să vadă și să judece. V-am spus că copiii lui Dumnezeu niciodată nu se bucură de rău. Nu? Eu știu că am mai avut probleme. Vai, ce bine, mă bucur că ați avut probleme. Nu? Mă bucur că nu știu ce. Mulți s-au bucurat. Dar nu n-o propășit deloc, din contră, eu mers în spate. Și aici uitați-vă un text care ne arată comportament străin, care nu face parte din concepția lui Dumnezeu, dar care totuși este de multe ori în biserica noastră. Prin familiile care le avem în biserică, prin discuțiile care le porți tu acasă, prin discuțiile cu care mergi la prietenii tăi, să nu cumva să vorbești de rău. Spune că pe un prezbiter n-ai voie să-l vorbești sau să spui ceva neadevărat decât pe bază. Dacă vrei să scoți ceva, decât pe baza a 2 sau 3 martori. Și uitați-vă ce ușor să duc surorile sau cine merge la altă familie și mint despre conducătorul bisericii. Dar uitați-vă ce familie au după 20 de ani de pocăință. Oamenii aceștia n-au făcut altceva decât să se atingă de lumina ochilor. Nu mai au propășire. Nu mai au propășire în familie. Nu mai au propășire în adunare, chiar conducători de adunare, care nu mai au putere de biruință și au schimbat învățătura într-un mod care nu mai aduce puterea lui Dumnezeu în slujire de a nu mai păcătui. Și au dat alte învățături. Spune că imediat cu trecerea anului, Ioas o lua chiar și banii din biserică și lucrurile care erau în biserică și le-o dat sirienilor. Ceea ce Jehoiada o adunat pentru casa Domnului și o ridicat casa lui Dumnezeu, Ioas o dărâmat-o. Tot ce a lucrat omul ăsta, tot ce a făcut omul acesta prin sfințenia și frica lui de Domnul, Ioas o dărâmat. Și așa cum am spus, și Lot s-a considerat capabil să facă ceva fără Avram, dar nu a putut să facă nimic decât s-a distrus. Nu după mult timp a venit tâlharii și i-a luat și familia. Și tot Avram i-a scăpat familia. Nu? Și spune așa, că în momentul când au venit sirienii în seminția lui Iuda, oamenii, chiar oamenii care erau în casa lui, și-au dat seama că din cauza că l-au omorât pe Zaharia, o venit nenorocirea peste lor. Deci oamenii și-au dat seama. Și spune foarte clar aici, zice, când au plecat de la el după ce lăsaseră în mari suferințe, slujitorii lui au uneltit împotriva lui din pricina cui? Sângelui fiului preotului Jehoiada. Vedeți? Din pricina lui Zaharia. Vedeți? Ați văzut? Oamenii își dau seama. Știți când își dau seama că de cele mai prost în familie și au tot certuri și caută poliția și n-au putere să ceartă copiii, beau. Uitați-vă și să dau dreptate să vină și cântă bine adunat. Știți din ce cauză? Au părăsit puterea lui Dumnezeu. Atâta timp cât a stat acest Ioas cu Jehoiada, nu a putut să facă să cadă în păcat. Pentru că Jehoiada avea prezența lui Dumnezeu. Avea prezența lui Dumnezeu.
Multe familii au spus și eu îmi suc copiii, le spui în frică nițu acasă, fac, că nu-i mai las la biserică, s-o dus, pe unde s-o dus. Dar copiii sunt mai destrăbălați pe zi ce trece. Știți din ce cauză? Au părăsit locul unde era puterea lui Dumnezeu. Au părăsit prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă că oamenii, chiar prietenii lui Ioas, au spus, da, din cauză că s-a dat poruncă să se omoare acest om neprihănit al lui Dumnezeu. Știți când își va da seama oamenii aceștia, dar să nu fie prea târziu odată? Știți când își va da seama? Când vor ajunge odată într-un necaz foarte mare și vor spune, dacă mai meream acolo la biserică și rămâneam acolo unde să predica adevărul, sigur nu ajungeau copiii mei aici unde sunt acum. Sigur! Pentru că învățătura lui Dumnezeu, dacă nu este cu teamă și cu frică și cu putere de biruință în viață, nu este a lui Dumnezeu învățătura aceea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că imediat cu trecerea anului s-a întâmplat nenorocirea. Niciodată nu te lupta cu adevărul lui Dumnezeu. Niciodată nu te lupta cu slujitor al lui Dumnezeu care predică adevărul. Pentru că îți vei aduna acasă o mulțime de probleme și o mulțime de necazuri doar pe bază că ai vorbit de rău și te-ai năpustit asupra oamenilor lui Dumnezeu care erau sfinți. Care aduceau prezența lui Dumnezeu. Mulți ar trebui să se întrebe, Doamne, de ce merg așa de prost acasă? De ce copiii mei sunt tot așa? De ce parcă-s mai răi ca înainte? Ar trebui să se întrebe fiecare întrebarea aceasta. De ce nu merge lucrurile cum trebuie să meargă dacă spunem că suntem copiii Domnului? Unde am greșit, Doamne? Întoarceți-vă înapoi de unde ați căzut, nu? Hai să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia, capitolul 7. În Ieremia, capitolul 7. Și uitați, citim de la versetul 25, pagina 744. Din ziua când au ieșit părinții voștri din Egipt, până în ziua de azi, v-am trimis pe toți slujitorii mei proroci, i-am trimis în fiecare zi de dimineață, dar ei nu m-au ascultat, n-au luat aminte și au înțepenit gâtul și au făcut mai rău decât părinții lor. Și chiar dacă le vei mai spune toate aceste lucruri, tot nu te vor asculta. Și dacă vei striga la ei, nu-ți vor răspunde. De aceea spune-le, acesta este poporul care n-ascultă glasul Domnului, Dumnezeului său și care nu vrea să ia învățătură. S-a dus adevărul, a fugit din gura lor. Uitați-vă voi la o generație de pocăiți care nu mai suportă adevărul. S-a dus adevărul din gura lor și spune, nu vor să mai asculte învățătura lui Dumnezeu. Din ce cauză a venit prăpădul în timpul lui Ieremia și au ajuns familiile atâta de necăjite și cu probleme? Din ce cauză au ajuns? Pentru că pe limba aveau minciuni și s-o depărtat de învățătura lui Dumnezeu. E foarte interesant. Biblia ne și spune de ce a dus-o greu poporul. Păi din cauza aceasta, că l-au părăsit pe Dumnezeu, din cauza că Dumnezeu nu mai a avut întâietate în viața lor. Hai să vedem ce zice Ieremia 9. Versetul 3. Până la 6. Au limba întinsă ca un arc și aruncă minciuna. Și nu prin adevăr sunt ei puternici în țară, că-și merg din răutate în răutate și nu mă cunosc, zice Domnul. Fiecare să se păzească de ce? De prietenul lui și să nu se încreadă niciunul din frații săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfeli. Scrie așa. Se trag pe sfoară unii pe alții și nu spun adevărul. Își deprind limba să mintă și se trudesc să facă rău. Locuința ta, acum fiți atenți, este unde? În mijlocul fățărniciei. Și de fățarnici ce sunt, nu vor să mă cunoască, zice Domnul. Ați văzut? În timpul lui Ieremia se trăgeau pe sfoară unul pe altul și erau copiii lui Dumnezeu. Pentru că nu mai iubeau adevărul, mințeau, se duceau din casă în casă și povesteau minciuni la alții despre prorocii lui Dumnezeu și despre Ieremia. Ieremia este torturat, chiar aruncat în temniță și chiar
aruncat într-o groapă și dat pâine cu porția și așa mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici că oamenii au ajuns în starea aceasta de suferință datorită faptului că s-au atins de unșii lui Dumnezeu care aduceau trezirea în popor. Ia du-te astăzi la o familie de pocăiți care o cunoști aici și trăiește neorânduială și spune, o soră dragă, ce faci cu viața asta? Cum îți merge? Dar ce treabă ai tu cu mine, spune. Dar auzi, de ce te comporți așa? De ce umblați așa? Cum stați la cină în stilul ăsta? Cum îți permiți să spui că ești creștină când tu toată ziua trăiești în anumite lucruri, nu? Ia vezi ce se întâmplă cu tine. Exact. Numai nu mai poți să facă ce-a făcut cu Ieremia să te bage într-o groapă. Că îți legi. Noi trăim în alte vremuri acum. Dar dacă ar putea, te-ar omorâi. Numai să nu te mai audă. Oamenii al lui Dumnezeu totdeauna n-au fost iubiți. Pentru că cel mai mare om care a adus adevărul a fost Iisus Hristos și nu a fost iubit. Pentru că a spus adevărul. Nu? Îl vor vedea toți și cei ce l-au străpuns pe Iisus în ziua judecății vor da socoteală pentru această neascultare mare. Am spus că o să vedem ce spune Domnul Iisus despre Zaharia. A știut că Domnul Iisus Hristos vorbea și despre omul acesta. Vechiul Testament la poporul evreu se termina cu doi cronici. Și eu de unde citesc acum din 2 Cronici, capitolul 24, era ultima carte a Vechiului Testament în ebraic, în poporul evreu. Era separat, în altă ordine. Și se termină, pentru că acum o să înțelegeți de ce spun treaba asta, că o să citim din Matei. Din Matei, capitolul 23, ce spune Domnul Iisus. Haideți să deschidem Biblia la Matei, capitolul 23. Domnul Iisus vorbește, să vedeți că a rămas același lucru. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei, zice Domnul. Pentru că El are ochii îndreptați asupra bisericii Lui în tot timpul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Hai să citim de la 34, să înțelegeți versetul 35. De aceea, iată, vă trimit proroci înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorâ și răstigni. Pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate. Și acum fiți atenți ce spune despre întâmplarea aceasta. Domnul Iisus Hristos. Ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui cine? Lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Deci de la Abel, de unde începe Vechiul Testament, de la Abel, până la Zaharia, cu care se termină Vechiul Testament, în ebraică, în poporul lui Dumnezeu, Domnul Iisus spune că din perioada aceea până la Zaharia, tot sângele vărsat, care l-au vărsat oamenii, asupra prorocilor, adică i-au torturat pe toți oamenii care au spus și învățători, spune aici, care au spus adevărul, va fi răzbunat. Și vreau să vă spun că și mai departe, e aceeași regulă, pentru că am citit în Tesaloniceni că Dumnezeu a rămas același. Și vor fi judecați pentru toate problemele care le-au făcut oamenilor lui Dumnezeu. Cum credeți voi că o biserică poate supraviețui, să spunem, în mijlocul acestui neam ticălos și stricat? Cum poate străluci sau cum poate supraviețui o biserică cu prezența lui Dumnezeu dacă nu are slujitori care predică adevărul? Zice, care străluciți ca niște lumini. Unde-i strălucirea asta? Fără predicatori care predică adevărul și sunt tot mai puțini, spune cuvântul Dumnezeu, că în timpurile din urmă își vor da învățători după poftele lor. Nu mai există teama aceea. Nu mai sunt oameni ca Ievoiada. Scapă de sub controlul lui Dumnezeu biserica. Prin oamenii, prin ce oameni? Prin oameni neevlavioși.
Biserica scapă din prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai privește spre oamenii care predică neadevărul. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Dumnezeu vrea să vadă puterea și chiar oamenii nemântuiți vrea să vadă puterea celor care slujesc. Uitați-vă voi la Aron. Ce spune Biblia despre Aron? Zice că poporul era fără frâuși pentru că ce? Pentru că Aron l-a făcut așa, fără frâuși. Din cauza la, să spun așa, la plăcerile care le-a făcut Aron poporului, le-a făcut vițelul acela, au venit mânia lui Dumnezeu în popor. Și știți cu toții ce urgie mare a fost acolo. Zice că Aron a făcut poporul fără frâu. Și mai știți ce a făcut Aron? Din ce cauză credeți că i-au murit doi copii care aveau funcția de preoți la altar? Zice, și ei au adus foc străin. Ceva care nu vinea din Dumnezeu, nu corespundea acolo. Era ceva care nu-i convenea lui Dumnezeu. Știți din ce cauză? Pentru că au văzut și la tată sau aceeași neglijență. Și Aron nu a făcut altceva decât prin Evanghelia aceasta modernă, nouă, să-și distrugă copiii. Știți că astăzi cei mai mulți părinți își distrug copiii, chiar dacă vin la adunare și-s botezați și au copii mari, părinți își distrug copiii? La Eli, ce-i spune Dumnezeu? Eli și-a distrus casa. Nu i-a distrus-o nimeni. Spune, nu și-a oprit copiii. Astăzi avem pocăiți cu numele foarte mulți și asta e o rușine. Pentru că dacă te duci, bă, știi ce-a făcut ăla, știi cum trăiește și apă. Afli tot mai multe lucruri negative în viața creștinilor. Un om al lui Dumnezeu v-a spus trebuie să trăiască ca Jehoiada. Vedeți? Nimeni nu era verificat cu privire la caserie, la bani. Toată lumea spune că lucra cinstit. N-avea nevoie cineva să-i verifice pe oameni. Așa lucrau cu frică de Domnul. Atâta de corecți erau și 130 de ani Dumnezeu i-a lungit firul vieții lui Jehoiada, cred că pentru propășirea lui Ioas. Dacă te uiți la Ioas, ce să iei din viața la acestui om? Pentru că Biblia spune, uitați-vă la sfârșitul felului de viețuire și urmați-i credința. Ce să iei de la Ioas? N-ai ce să iei. Pentru că mai mult vorbește de Jehoiada. Că din pricina lui Jehoiada au fost binecuvântare în popor, nu din pricina lui. Chiar dacă era conducător. Foarte mult contează astăzi să ai un om cu frică de Domnul lângă tine. Nu-i omorâți. Apreciați că mai sunt oameni care predică adevărul și slujesc lui Dumnezeu cu tot devotamentul. Nu? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar în timpurile acestea de astăzi că noi vom avea de suferit dacă ne vom atinge de unșii Domnului. De Biserica lui Hristos adevărată. Nu? De Biserica lui Dumnezeu adevărată. Hai să vedem ce zice Psalmul 15. Cred că cu toții știți Psalmul ăsta e scurt. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Și acum fiți atenți, că toți avem parte de mântuire. Toți suntem mântuiți. Ai parte, dar nu știu dacă ești mântuit. Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Eu am avut foarte mulți pocăiți care au aruncat o cară, care au bârfit și au vorbit lucruri neadevărate. Și cunosc până în ziua de astăzi cum îi merge. Odată cineva a venit și a spus așa, auzi, recunosc, uite că am greșit atunci și atunci. Am spus, du-te acum în adunare și cereți iertare, că lucrul ăsta pentru voi a rămas bun, că cum ați hotărât voi a fost bun. Zice, văd că de atunci nu mai progresez, nu mai merge lucrurile cum trebuie. Uite, am pățit aia și știu ceva îmi spune că acolo a fost greșit. Decizia mea a fost greșită. El privește cu dispreț pe cine? Pe cel vrednic de disprețuit. Dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi. Dacă face un jurământ în paguba lui, el nu-și dă banii cu dobândă
și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Deci nu poți să spui că ai parte de veșnicie dacă nu îndeplinești condițiile astea. Te poți înșela amarnic, să vii la adunare și toată ziua bârfești și te aduni cu dușmanii lui Dumnezeu. Eu n-aș putea să mă împrietenez și nu m-am împrietenit niciodată cu oamenii care au fost vrăjmașii Domnului. Eu foarte mulți pocăiți cu numele să spun așa că îmi permit, că îi cunosc și cunosc și Cuvântul lui Dumnezeu, care au adus rușine bisericii prin ceea ce au trăit ei și au predicat. Hai să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în 2 Tesaloniceni, capitolul 6. 2 Tesaloniceni, capitolul 6. Așa. Nu, 2 Tesaloniceni, de la 1, versetul 6, capitolul 1, versetul 6. Versetul 6, 7, 8 și 9. Deci 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 6. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristarea celor ce vă întristează, și acum fiți atenți, și să vă dea o dignă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cine? Pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă ce? O pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Deci nu-i de a juca. Astăzi mai poți să schimbi viața. Dacă n-ai trăit o Evanghelie a lui Dumnezeu în viața ta și n-ai ascultat de Evanghelia aceasta, Pavel zice că Evanghelia lui Dumnezeu este o putere pentru el. Dacă tu până acum n-ai avut putere în viața de biruință, înseamnă că n-ai Evanghelia lui Hristos. Apostolul Pavel așa spune. Că Evanghelia lui Dumnezeu este o putere pentru el. Dacă tu n-ai putere, înseamnă că ai o învățătură. Crezi alte lucruri decât ceea ce spune Evanghelia lui Dumnezeu. Și foarte mulți oameni au căzut în plasa aceasta neascultării și au schimbat Evanghelia lui Dumnezeu. Pentru că, știți ce? Mass media este plină de învățături astăzi. Și sunt, să contrazic între ei, chiar marele vedete care sunt pe net, nu? Și ce e mai interesant, că marile vedete astăzi sunt urmărite de poliție și ei mai predică în adunare fără rușine. Eu nici nu mă mai uit la ei. Sau când văd ceva, când știu că-s cercetați și vorbiți de rău și de curvie și de nu mai știu câte lucruri și de avere, plin de bani. Eu nici mă mai uit la oamenii ăștia. Pentru că știu că aduc o cară lui Dumnezeu. Ei nu mai au voie să slujească lui Dumnezeu. Odată ce ai adus această cară, uitați-vă voi în toată Biblia, nu mai le-a dat Dumnezeu voie să slujească. Chiar o trebuie să fie oprirea. Dumnezeu nu amestecă nelegiuirea niciodată cu sfințenia. Spune că sfințenia e podoaba casei lui Dumnezeu. Acolo e prezent Dumnezeu unde se trăiește Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo e familia lui Dumnezeu unde se ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu și e putere de transformare. Nu te uni așa ușor cu orice familie. Pentru că s-ar putea să prieteniile acestea să-ți aducă mari probleme. Eu am pățit-o pe pielea mea și la un moment dat mi-am și dorit să nu mai am prieteni, familiile care le-am avut. Pentru că știu că așa cum s-a întâmplat chiar și în viața lui Ioas, prietenii lui care au fost cu el, la urmă i-au dorit moartea. Chiar dacă au colaborat împreună pentru moartea lui Zaharia, totuși într-o bună zi și-au dat seama de greșeala respectivă și l-au omorât și l-au condamnat pe Ioas tot ei. Să nu crezi că vei propăși pe cale atâta timp cât nu vei asculta de Evanghelia lui Dumnezeu. Să nu crezi că dacă faci rău, vei scăpa nepedepsit. Păcatul aduce consecințe. Dacă te atinzi și faci probleme Bisericii lui Hristos și oamenilor lui Dumnezeu, să știți că nu vei scăpa. Pentru că așa am citit. Că El aduce întristare celor ce provoacă întristare.
Nu spune mai jos că vei scăpa fără întristare. Ai provocat probleme în adunare și ai întristat biserica? Ochii lui Dumnezeu peste biserică. Ai provocat întristare? Vei avea parte de întristare. Așa te atingi de ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ferească să nu ne atingem de lumina ochilor lui. Pentru că avem nevoie de adevăr și de sfințenie. Păzește-ți piciorul, păzește-ți viața când intri în casa lui Dumnezeu. Și acasă, în timpul săptămânii, trăiește cu frică. Trăiește cu frică să te duci pe la fraspe acasă și să-ți povestești minciuni și păreri. Și după ce cunoștință biblică ai, îmi dau seama că ce discuții poți să ai cu oameni. Numai de îndreptare. La ce cunoștință biblică ai, nu? Și tot oamenii ăștia îți bun de povești. Care nu-și găsesc plăcerea în Evanghelia lui Hristos. Domnul să ne ferească și să ne binecuvinteze să trăim în frică de Domnul, că lucrul acesta ne va aduce propășire în familie, în biserică și totodată în viața de zi cu zi, în biruința păcatului. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.